Hai, ieși un pic. Nu m-am simțit bine, n-am fost în stare nici să stau la PC. Efectiv, am stat numai în pat. Și aveam Dita mai cheful de Counter. Cumpără jocurile tale preferate la un preț mai bun de pe G2A. Link în descriere. Let's go, guys. Salutare tuturor, eu sunt Flash și bine v-am găsit la un nou episod de Matchmaking Short Road to Global again. E poveste lungă, vă povestesc imediat, dar mai întâi vă invit să băgați un like și să lăsați un comentariu pentru seria noastră. Și hai să câștigăm runda asta. Primul om scos, asta zic. Avem om în junglă. Unul e CT, auzite mi-e CT-ul, superb. One is con low. Bomb for city. Bomb for city, nice, nice. Asta zic, 3 kill-uri, 3 kill-uri. Jungle. Unde ești jungle? Left side? Vreau 4, vreau 4, vreau 4 bobițe, 4 bobițe, nu knife. Hai, a dat al meu, a dat assist, nice guys. Puteam să ies cu pistolul și să iau eu kill-ul până la final și așa, da, e mai fun cu lama. My friendos, hai să vă povestesc ce am pățit. Am avut numai ghinion zilele trecute, am avut efectiv, după ce am jucat Spider-Man la un match, la care am intrat 30 de FPS-uri. Bine v-am găsit la un nou episod de Matchmaking Short în global. Wow, și ce FPS-uri am, nu pot să cred. Wow, și ce FPS-uri am. Mamă, mi se mișcă groaznic. Nu știu ce se întâmplă, dar mi se mișcă jocul absolut groaznic. Da, absolut groaznic, efectiv. Apoi, astăzi, presupunând că s-a rezolvat problema cu un simplu restart, da? Am crezut că o să fie bine, dar tot 30 de FPS-uri am avut. În orice caz, am rezolvat problema, nu știu cum, momentan se mișcă decent. Meciul de mai devreme, pe care am reușit să-l joc și eram fericit că se mișcă bine și așa mai departe. Am prins o echipă toxică, au început să se înjure toți la aproape de jumătatea meciului. M-am jucat după aia pe mut, am fost top fragger cu 16 kill-uri și bineînțeles că meciul s-a pierdut 9-7, m-am enervat și a fost. Au taps. Nice. Kitchen. N-am fost atent. Și am bubuit de la bombă. One more short, hai că. Vreau să câștigăm meciul ăsta, să urcăm înapoi în global. Mamă, deci atâta ghinion am avut cu globalul ăsta. Am tot scăzut, urcat. De m-am plictisit. Aveți reducere la orice comandă pe PC Garage cu codul OneFlash, adică fix numele canalului. Voiam să băgăm molii la mașină, n-a ajuns la mașină, că m-am ferit de moliul de aici pe care l-au dat ei. Dar tot e binișor. One short, da, la BNU nu să mă bag eu singur cu bomba. Default site pay. S-a scos aici la short. Firebox. Can you come out, guys? On jungle, on firebox, one should be on B. I'm stuck in connector, I need help. Yeah, I see, he's still default now. Default. Nice. Jungle on. I'm molo. Nah, he saw me. He's slow. You slow, caught him with the... Jungle. Nice, yeah, nice. Yeah. Maybe last short, check, careful. Check city. Not for sure. Mă bucur super mult că am prins o echipă bună, mă bucur că am rezolvat cu probleme, pentru că efectiv soluția ar fi fost să reinstalez Windows-ul și asta însemna să două zile să nu prea mă mai joc, ci să instalez programe și să fac setări. Pregătisem deja un infovideo pentru chestia asta. Nu știu că o să-l postez pentru membri, pentru că acolo am detaliat problema foarte pe larg și focusat pe povestit problema, nu pe meci. Nu eram distras de meci absolut deloc. Nice, avem 3-0. Deși am început pe tero, absolut genial. Sper că ne vom ține la fel de bine și pe City, sau poate că o să luăm pop trun de aici, atunci nu mai e nevoie. O să mergem pe Galil, hai să băgăm aici Galilosaurus Rex în mână și să mergem pe Under. Să vedem dacă se bagă cineva. Eu nu cred că se va băga. Un om este pe short, un om face sărituri aici. Hai, ieși un pic. Te-ai dus, bro, asta zic, mamă, deci aveam un chef de counter. Gândiți-vă ce chef am fost răcit. Nu m-am simțit bine, n-am fost în stare nici să stau la PC. Efectiv, am stat numai în pat. Și aveam Dita mai cheful de counter. Și nu puteam să mă joc. Iar după aia
Am avut probleme și cu FPS-urile. Adică a fost mult prea blană runda de mai devreme, vă jur. Let's go. Hai să ne băgăm iar pe under. Hai să băgăm un flash peste. Dar nu înțeleg, nu pot să înțeleg de ce nu prind în global cu echipieri din ăștia. Super ok. Efectiv n-am prins nici măcar o dată o echipă din asta super de treabă și care se comunice și să, na, să joace așa cum trebuie să te joci counter la nivel înalt. Iar în suprem chiar pot să zic că prind oameni ok. Adică na. Salut bro, mamă ce... Ce noroc am avut la faza asta. Ce noroc am avut. Să-mi iau polar. Nu mi-au polar. Vreau să mă... Să mă axez așa pe AK. Că intră bine. Avem 7-1-1. Mamă, avem mare scor. Nici nu am realizat că n-am făcut kill-urile astea. Și nici n-am realizat că am scorul atât de mare comparativ cu ai mei. Bine, 2 kill-uri peste yellow. Dar na, nu mai contează. Oh, și ca să vă dați seama, am numele ascunse. Am fost pe mut, nu înțelegeam de ce nu vorbește nimeni la warm-up și de ce nu răspund oamenii când îi salut. Adică la modul ăsta. Pentru că meciul trecut a fost complet. Wow, a fost complet pe mut. Toată lumea pe mut. Renunțasem. Ok, one was under. S-a scos la rampă. One more close to ramp. Close to ramp. Green ar trebui să ajute acolo cumva. Ar trebui să se pregătească să iasă din palat după smoke și să-l ajute pe al nostru din rampă, oh, yeah. Nu. Meritau și ei o rundă, nu? Ce să zic? Nu mai zic nimic. Deci dacă meciul ăsta e de rank up, fai, e absolut genial. Dacă mă recuperez globalul, pot să mă simt absolut minunat. Faza e că omul de pe short se ducea către B. Deci omul de pe A trebuie să fie pe A. Sau în junglă, cum a fost. Asta este. Mamă, și-a fugit după polar, știa el. Al smoke jungle? Ai smoke serious, nu? Ok. Băgăm și noi un smoke aici. Frumos, da, după moli. Call me when you wanna smoke, bro. Hai să vedem când ne zice domnul bro. Wanna go now? Let's go. Hai că s-a făcut kill-ul. S-a polarit omul acolo. Ia. Sper să nu fie sub... Mama, a fost. Nu, de ce nu mi-ai aruncat moliu? What is this? Sers, mamă, dacă eram cu, nu știu, jumătate de secundă mai devreme pe cutia aia, să pot să așez picioarele pe ea și să-mi pun ținta unde trebuie, el o lăream, dar mamă, n-a fost să fie, nu pot să cred, n-ar fi bine să facem 5-3, dar poate facem un 6-2, I don't know. O să plice un mule aici. Deci eram sigur că nu e pe dreapta. Băgăm un nade, aproape la lemn acolo. Și de urcat, nu cred că se urcă nimeni. Chalk and short. Drop on, purple. HPV. Ok. 2 gates low HP, 2 gates after scout. Mines on B and somewhere on A, maybe jungle. Ok. Low in top. Yeah, I think C too. Jungle clear. Careful C, yeah. The A guy should be low, I guess. A guy should be low. Hai că s-a tras, 52, doar 5, nu pot să cred. Și omul ăla scoate toată echipa. Enemy purple, ai prea mult noroc, bro. Mamă, știi, Ghinea a avut pe tras, wow. 5-3. Am zis că joc pe aia, doi oameni, I play, dar după ce s-a trebuit, freestyle, mă. Ramp out ea. Mamă. Bomb palace. Two sandwich. One palace, one sandwich. Close sandwich and maybe default. Yeah, triple now, triple bomb. Firebox. Close to you, green. Nice. All dead, oh, cool. Nice, well played. Hai că merge bine meciul ăsta. Merge bine. N-au mai făcut kill-uri ca la început de meci. Se vede că am început și ei să joace mai serios pe ultima parte când am fost mai pe T-side. Au început ultimele runde, au jucat și ei. Au tras un pic mai tare.
Și acum sper că îi dominăm, pentru că așa ar trebui. Dacă ținem bine, deci ăsta e secretul, pe City să ții bine, să nu pușezi aiurea și să ții site-urile efectiv și easy win. Poate avem noroc și la final scăpăm de supremul ăsta. Mamă, mamă, deci atât de rău îmi pare, n-aveți idee, atât de rău îmi pare, mă, că s-a olărit rancul. Ai lei, da, asta este. Flash cu două secunde înainte, spunând că secretul e să nu pușezi și se bagă în palat, asta zic. Ar mai pușa pe rampă, dacă n-ai ieșit până acum din palat, om. Poate fi. Da, nu cred că e. Mamă, că am zis că îi fac repic și îl scoate și a venit al meu repede să-l olărească, mi-a furat kill-ul, nu? De ce, bro? Măcar... Ne-am luat aca, frumos, și cu sticker, și fuel injector. Iartă-mă pe mine. Let's go. A plecat moliu. No, no, don't, ai moli? Da, ia, mai trebuie. Ok. Mamă. Tetris. S-a băgat cu tecu prin smoke. It's Tetris and it's minus 34. Two guys, nice, one palace. Mamă, easy round aici. Easy round, ăștia seco. Hai, yeah, au spus trei oameni, trebuie să fie mega easy. Tot în palat a stat, tot în palat. Thanks for drop, bro. My friend, îți vreau amintesc că aveți reducere la absolut orice comandă pe PC Garage Code One Flash, adică fix numele canalului și vă puteți scoate transportul sau măcar un chico cu el, așa că profitați la maxim. Azi plece moliu. Nu, da smoke rampă, se dă moli, nu smoke, bro. Flash-ul meu pe mid a fost super ramp bun clear. Din câte se vede. Am clear, hai să pas, ne uităm. M-am speriat de frunza aia, nu cred. Be clear. Underground. Underground, ok. And top mid. Palace. Minus underground. Palace. Ok. Top mid și palace. And underground also. Kaboom. Also, it's left side, top mid. Ăștia ar trebui să se reunească. Asta ar trebui să se întâmple logic. Yeah. Sunt 2 versus 3. Trebuie să se reunească și TV, să... TV. Să vină ori la, ori la B. Wow. Let's play together. Whoa. Yeah. Bam. Am ieșit pe geam. Bow flow. Plant. Nice. Easy. Hai să vedem cu rankul ăla, my friendos. Și sunt curios ce rankuri aveau ai mei. N-am mai făcut atât de multe kill-uri. Și ca să vedeți, meciul trecut la global, meci mai greu, sincer să fiu, decât ăsta. Ce credeți? 16 kill-uri, efectiv. Și s-a pierdut. Suprem s-a jucat Blanaos. Am avut Lemmy în echipă. Dar rank up data viitoare, my friends. Vă urez meciul mai bun decât ăsta. Eu am fost Flash. O zică mai bună. Să n-aveți probleme cu FPS-urile și să nu derancați. Pa, pa.